Dacă primele două sferturi au fost la îndemâna elevelor lui Sin și Pricop, 21 la 13 și 19 la 7, în partea a doua lucrurile au stat puțin diferit. Am câștigat sfertul 3 la limită, 20 la 19 și l-am pierdut pe ultimul, 12 la 20. Aici trebuie să menționăm că în acest meci nu a evoluat juniorele de la CSM, fiind utilizate teoretic cele mai bune 7 dintre componentele echipei. Din de se pare, echipa noastră a reușit performanța să nu mai spie nici măcar Rapidu, echipă pe care am învins-o deja de 17 ori. Duminică la București se joacă meciul 2 dintre cele două combatante, iar da militarul și Rapidul își doresc o victorie, ceea ce ar însemna că meciul decisiv s-ar putea muta miercuri la Satu mare. Pentru CSM au marcat Kelsey Livington, 26 de puncte și 12 recuperări, Flavia Ferenții, 14 puncte, Nicolaza 10, Diana Moraru și Bianca Voica, 6, Renata Smutcu și Luminița Manta, 5 puncte.